Direcția de Sănătate Publică, DSP Neamț, a început să primească de la Ministerul Sănătății primele doze de vaccin restante din categoria antirubeolic, dar și promisiunea că în perioada imediat următoare se vor face eforturi pentru achiziționarea vaccinului hexavalent. La nivelul Direcției de Sănătate Publică s-au primit 9.000 de doze de vaccin antirubeolic, rubeolic și urlean, deci ROR. În cursul dimineții am primit o informare de la Ministerul Sănătății pe care mi s-a precizat faptul că începând cu 7 octombrie 2016 vor fi disponibile la sediul Unifarm București 255.000 de doze de Hexacima. Deci noi practic vom intra în posesia lui după data de 9 noiembrie. Într-o primă etapă se va începe vaccinarea restanțierilor. Este vorba de copiii care au 2 luni acum, după care se va trece la vaccinarea celor de 4 luni, în funcție de câte doze de vaccin Hexacima vor fi repartizate județului Neamț. Într-o primă etapă pentru recuperarea restanțierilor și copiii născuți la 2 luni, sperăm că vom reuși la 2-4 luni. Să vedem acum câte doze de Hexacima vor fi distribuite județului Neamț. Încă nu am fost informați în mod exact asupra numărului de doze care vor fi repartizate în județul nostru. Am înțeles de la doamna doctor Bica că numai în circunscripția dumneaei are 100 de restanțe. Sunt mulți medici de familie care au solicitat, așteaptă, părinții sunt nerăbdători. Acum să vedem exact numărul de doze care va fi repartizat în județul nostru. Nu pot să mă pronunț exact. Sperăm că vă putem recupera copiii care așteaptă a fi. Sunt foarte mulți medici de familie care au restanțe la imunizări, iar gradul de acoperire vaccinală în județul Neamț este de peste 70%. Lipsește în continuare vaccinul împotriva tuberculozei. Sunt funcție de vaccinurile care s-au efectuat, sunt cifre diferite. Din câte mi-a duc eu aminte, peste 70% acoperire vaccinală. Trebuie verificat adevărat cifra. Este la epidemiologie. Dar de total vaccinul așa rețin eu, peste 70%. Noi suntem totuși mai binișori. Iar alt aspect, nu avem vaccin BCG, lipsește și acesta. Deocamdată nu am fost informați când anume vom primi. Atât medicii de familie, cât și specialiștii Direcției de Sănătate Publică urmăresc riguros reacțiile post-vaccinare și, din fericire, în județul Neamț nu au existat la niciun copil imunizat. Urmărim reacțiile adverse post-vaccinale și nu am avut reacții majore. Am avut doar să zicem eritem local, dar reacții majore nu am avut registrate în ultima perioadă, în ultimul an. Nu s-au înregistrat reacția adversă, ce puțin Prin medicii de familie, Direcția de Sănătate Publică desfășoară campanii frecvente de informare a părinților privind necesitatea imunizării copiilor. Dr. Mirela Grădinaru a mai declarat că, în ciuda faptului că la nivelul țării există o epidemie de rujeolă, în județul Neamț au fost confirmate doar 3 cazuri pe parcursul